Bună ziua și bine v-am regăsit la o ediție specială a emisiunii România Via Cluj. Alături de mine, în platoul Via Cluj TV, se află domnul Rota, domnul Răzvan Rota. Bine ați venit! Salut, Mena, bine v-am găsit! Există un motiv special pentru care v-am invitat la această emisiune, și anume că în 21 decembrie 1989 ați fost printre cei care au fost pe străzi, și nu doar că ați fost pe stradă în momentul în care s-a tras, ci ați avut un aparat de fotografiat în mână și aveți practic cele mai faimoase fotografii clișee făcute atunci la Revoluție. Și vreau să vă mulțumesc că ați acceptat această provocare a mea de a comenta fiecare dintre aceste fotografii, dar înainte de a le rula, aș dori să vă întreb în ce circumstanțe ați ajuns dumneavoastră să fiți acolo cu un aparat de fotografiat în mână, în momentul X. Da, povestea are varianta lungă și varianta scurtă. Varianta lungă începe cu multe luni înainte, nu, când începusem să ne punem și noi multe, multe întrebări. Radio Europa Liberă, Vocea Americii mai puțin, dar și ea, erau în casa fiecărui om și ascultam și vedeam, simțeam că ceva nu este în regulă. Deși astăzi mă gândesc, nici nu visam atunci să întâmple ceva așa de radical. De radical, da. Totuși, începuse 16 decembrie Timișoara, 17 decembrie Timișoara, eram tot mai incitat și ne gândeam și noi, dar visam așa. În sfârșit, în 21 a fost celebra întâlnire din a lui Ceaușescu, din Piața Constituției, sau cum se cheamă așa, atunci când a oferit 100 de lei în plus demonstranților, când a început vuietul acela și când Ceaușescu de la balconul acela a trebuit să plece și a intrat în clădire. Și zicea, rămâneți la locurile voastre. Rămâneți la locurile voastre. Era ceva ce nu s-a întâmplat niciodată și ne uitam fascinați și zicea, nu se poate. Era o disciplină, aș zice, asiatică, nord-coreană, da? Am spune astăzi. Și atunci cu toții am fost foarte, foarte excitați, așa, incitați, oare ce se întâmplă. Eram acasă la televizor și fiica mea a spus la un moment dat că pleacă cu două vecine de bloc, două prietene. Fiica mea avea 22 de ani, Sorana, atunci. Fetele cealaltă erau de vârste apropiate și au zis că ele merg în centru să facă revoluție. Astea au fost cuvintele lor. Și ca să vedeți situații speciale, gândești special, și nevastă mea, care era și ea foarte pornită, dar noi avem treaba acasă, probabil să, știu, să fierbem ciorba sau așa ceva. Era înainte de Crăciun. Da. Și, sarmale atunci făcea. Și a spus, bine, du-te, dar zice să nu încep tu prima. Gândiți-vă cum am putut să, așa. Și fiica mea a plecat, am plecat și eu, nu se găseau taxiuri atunci, nu se găsesc acum, dar atunci erau vreo 7-8 taxiuri, nu era benzină, eu aveam ceva benzină și, mă rog, niște vecini de-a mei, profesorul Petrescu, care era în vizită la profesorul Borcilă deasupra noastră, vrea să ajungă în Mănășturi și n-avea cu ce, și m-am oferit, un profesor, îmi fusese profesor la facultate, zic, vă duc eu. Și l-am dus până în Mănășturi și am venit prin centru. L-am dus prin Zorilor și am venit prin centru. În centru am văzut foarte multă lume. Am zis, e lume multă, asta este. Am venit acasă, n-am ajuns bine acasă și de aici, din localul ăsta unde vorbim noi acum, de la poligrafie, cumnatul meu, Cornel Bucin, ne-a dat un telefon, pentru că a văzut pe geam, în stradă, că au intrat niște tancuri în oraș. Deci gruma se îngroșa, era între timp și la Cuc, se întâmplase ceva, muncitorii au lipit, au sudat porțile sau așa ceva, s-a întâmplat, dar ceva rău, porneau și ei spre oraș. Cam 1000 de oameni au pornit atunci de la Cuc împreună, da, pe jos. Seama, era ceva fantastic, noi astăzi ni se pare 1000 de oameni, comparăm cu ce a fost în data de cutare, când am avut noi proteste în Cluj sau în alte mari. Nu se poate compara, atunci era ceva absurd, adică era absurd să te gândești că poți să faci o manifestație. Bine, când au dat telefon Cornel, dragul de el, ne-am spus că au intrat tancurile în oraș, nevastă mi-a zis, mai zice, să îngroașă gluma, hai să ne aducem copilul acasă. Și ne-am urcat în mașina noastră, aveam o Dacia, am parcat în față la Sora și ne-am dus spre piață. Erau așa pâlcuri de
câte trei, un milițian, un, cred că un soldat și unul de la gărzile patriotice stăteau și am întrebat și noi ce se întâmplă, zice, merge și vedeți, erau total indiferenți la, păreau cel puțin. Și ne-am dus, era lumea adunată acolo, oamenii strigau Timișoara, strigau Libertate, n-au strigat, după părerea mea, și aici m-am mai contrazis cu alții, dar n-au strigat jos Ceaușescu sau jos comunismul. În acel moment, sigur. N-aveau curajul, era ceva mult prea grav. Am vrut să-i fotografiez pe oamenii ăștia când strigau totuși așa, profesorul Pedestru, care a și murit sărac atunci, era coleg de generație cu mine, erau așa cu niște ochi ieșiți din orbite, cum striga de tare, se uita la mine, se uita la alții în ochi, ne căutam privirile să ne sprijinim, nu? Când spui ceva, pentru curaj. Și am vrut să fac, am scos aparatul și în momentul imediat următor am zis, Dumnezeule Mare, dacă mă vede altul, mă întreabă de ce fotografiez eu, că eram încă în comunism și securitatea era peste tot. Și am băgat aparatul la loc. Ei, în momentul în care, și asta a fost pe la 15:30, la 15:30 au coborât din două camioane militare, au coborât două plutoane de soldați. Pe latura de vest a pieții Libertății de atunci, a Piața Unirii de astăzi. Deja e, putem să vedem acest prim clișeu. Da, așa este. Au coborât asta, n-am fotografiat coborârea pentru că era încă lumea să uitau în toate părțile. Au coborât și au mărșăluit spre intersecție, da? Spre mijlocul intersecției. În prim plan este soția mea care striga la ei să nu trageți, că puteți fi copiii mei. Și, sigur, asta era emoția. Asta i-a trecut prin minte atunci. I-a văzut cu pușcoacele aia, că nu mai văzuse, cred că pe atunci a pușcă decât în filme. Și ei se duc spre mijlocul intersecției. Bine, în acel moment, lumea și-a găsit dușmanul, și-a găsit partenerul de confruntare, și s-au întors toți cu capul într-acolo și atunci am putut să fotografiez. Asta a fost prima imagine, poate o să o vedem și pe a doua. O vedem și pe a doua. Da, vedeți, în a doua imagine se văd deja soldații, erau în mijlocul intersecției, oamenii însă se uită destul de liniștiți la ei. Mai avem și niște mașini parcate aici, pe urmă am constatat chiar asta, parcă era o mașină cu număr rusesc, era o grămadă de mașini dintre astea prin oraș, noi i-am remarcat așa pe șosele, dar n-am făcut niciodată legătura. Da. Cum zicea Ceaușescu, agenturile străine. Da, și să știți că aproape că cred că au avut dreptate, dar probabil că, nu știu, în sfârșit, mașini rusești au fost o grămadă atunci, e clar, nu le-am remarcat noi sau nu ni s-a părut nimic interesant. Aici cred că lipsește o imagine, încă mai treceau mașini prin intersecție, așa, printre soldați, deci nimeni n-a luat în serios. Acesta din mijloc este capitanul Carp Dando, care după lungi procese, cred că a primit o pedeapsă din asta, o mustrare, nu mai știu exact, poate că a fost și condamnat penal, dar nu cred că să fie executat. Deși el a fost cel care a ordonat? El a ordonat foc, el s-a fost cel care o să-l vedem în pozele următoare, că se bate cu, să îmbrâncește și să împușcă cu, din greșeală, cu Călin Nemeș. Am stat și eu de multe ori și m-am gândit, oare cât sunt de vinovați chiar și acești soldați? Vedeți, sunt în poziție de tragere. Da, și aici este momentul acela destul de dramatic în care își ridică bluza și spune ce Călin ți-a spus. Nemeș, da. Călin Nemeș a fost unul dintre fermenți. Îmi povestea fiica mea până am ajuns noi acolo că stăteau pe bănci, au început să cânte Deșteaptă-te române, dar așa în surdină și pe urmă puțin tot mai tare. Asta când Deșteaptă-te române, poate și altceva, dar asta au cântat, asta li se părea lor normal în acel moment, să cânte Deșteaptă-te române. Călin Nemeș este aceeași, nu e aceeași imagine, este următoarea imagine. Îi vede pe ei cu pistoale și sigur probabil încurajat și de oamenii de pe margine care așa. În sfârșit, își ridică bluza și zice, trageți că sunt neînarmat. Sigur, n-au tras nimeni atunci. N-au tras în acel moment. Ajunge în apropierea lui Carp Dando. Așa, în replică, în partea asta, la altă,
apare profesorul Badiu. Acesta este profesorul Badiu? Da, este profesor pictor Badiu și el încearcă să același lucru, ridică mâinile, trageți în mine, în următoarea imagine o să-l vedem că se și dezbracă, își dă jos paltonul, adică, nu? Putem să dăm următoarea imagine? Da. Da, aici este tot el, și-a dat jos paltonul, paltonul apare pe undeva pe jos, cred că nu-i toată imaginea. Lumea, dacă vedeți, este în continuare foarte liniștită pe margini, stau și se uită, chiar în marginea din stânga de tot, se vede parcă un tânăr acolo care, nu știu dacă nu stă chiar cu mâinile în buzunar, dar oricum, relaxat. Oamenii se uitau, dar nu puteau să creadă că se întâmplă așa ceva. Dacă observați că stau pe trotuar, parcă pe trotuar, se depitează da. De... Da, stau pe trotuar. N-aș putea să vă spun de ce sau ce se gândeau. Acolo se vede o mașină care se pare că întoarce, în imagine în dreapta. Da, cred că aceea întoarce, se văd două becuri albe la spate. Capitanul Dando este deja cu pistolul în mână aici, așa, tot timpul a fost cu pistolul în mână. Aceștia care au tras, soldații care erau niște soldați în termen și ei niște îndoctrinați ca și noi toți de altfel. Eu pe aceștia, în momentul acela, sigur, da, a doua zi, dacă i-aș fi văzut, aș fi spus împușcați și pe ei, dar astăzi gândesc altcuma pentru că erau niște nevinovați care și-au ce puteau să spună ei când vin din cazarmă. 19 ani, 20 maxim. Da, sigur, s-au speculat că uite-te la ăsta, că ăsta pare să fie un arab sau așa ceva, dus din alte părți, 40 de ani. Mă rog, speculații au fost multe. Imaginația oamenilor este foarte ciudată în momente de criză. Poate să funcționeze un pic altfel decât... Sigur că da. Poate să denatureze și realitatea. Da, da, și toată lumea crede că așa aici, este. Aici ce se întâmplă? Este tot profesorul Badiu, care se dezbracă în continuare. Și dacă ăștia sunt doi... mai mulți care sunt cu armele în mână sau văd eu rău? Nu, sunt toți soldații, stau cu armele în mână și vedeți că sunt îndreptați în mai multe direcții, în special înspre camera aici și înspre est. Aici deja au înaintat mai mulți care și-au ridicat, aici începe să se îngroașe gluma, să zic. Nu, în fața la Melodii. Nu, Continental. Asta e Continentalul, este acolo care se vede. Da, este Continentalul. Este și cineva înăuntru care se uită pe după perdea. Perdeaua trasă, vedeți, la intrare. Câte știu, chiar cineva din interior a murit în urma tragerilor. Nu știu. O doamnă, asta, ospătar, da. Da, n-am știut, ei trăgeau în partea asta. E bun, și din această imagine, cred că acela care este pe jos... Cred că este primul împușcat sau acesta s-a împiedicat, n-aș putea să vă spun. În față, pe cel cu plovărul în dungi, nu știu cum îl cheamă, dar al doilea de la el este profesorul Pedestru, care a și murit. Și, vedeți, mai sunt și alții care strigă către soldați. Putem merge mai departe. Aici... Sunt niște momente foarte tensionate atunci. Se vede și din tremurul imaginilor că se întâmplă ceva dramatic. Asta este din cauza mea. Mi-au tremurat mâna. Probabil că erau mai multe imagini în care nici nu sunt prezentate, care sunt foarte neclare. Deja puțin înapoi aș vrea să mergem. Nu știu dacă vom putea acum, dar... Da, ok. Acele imagini sunt mișcate pentru că se trăgea și sigur că mi-au fi tremurat și mie aparatul de fotografiat în mână, firesc. Să văd deja primii morți sau primii răniți, nu cred că au fost toți morți atunci, în momentul acela, pe stradă. Ce ați gândit atunci când au început să Nimic. Creadă? Cred că n-am putut să gândesc. Sau dacă am gândit ceva, nu mai știu ce. Am revenit la fotografia. Da, asta, vedeți că deja unii au prins... Asta este băiatul cu mătura. Vedeți că are o mătură în mână. Da. Și o să-l revedem într-o imagine mai târzie. Eu aici mă retresesem după gardul viu și fotografiam de acolo. Nu, eram în fața gardului viu. După gardul viu era soția mea și cu fiica mea. Care se lăsaseră la pământ. Se lăsaseră la pământ și mă strigau, sau mă rog, așa, jumătate, guguli, zicem noi ardelenii. Și mă strigau să mă duc, dar cu siguranță nu le-am auzit. Și dacă le auzeam, probabil că tot aceeași lucru. Cu mătura. Acesta este băiatul cu mătura, care la un moment dat
era, a venit după mine. A auzit-o pe soția mea strigându-o și a venit după mine, dar nu în imaginea asta, în următoarea probabil. A pornit spre mine și atunci a fost împușcat. O să-l și vedem. Trăiește, este în bună stare de funcționare. Am povestit telefonic drept. Vedeți, aici deja sunt primii morți. Se vede acolo în grămădarea din centru este... Ar trebui să fie capitanul Dando și cu Călin Nemes. Călin Nemes s-a dus către el și s-au îmbrâncit, s-au luat la bătaie, așa ceva, n-aș putea să vă spun. Și Călin sau capitanul Dando a fost împușcat în picior și a întors pistolul, nu știu cum. Ce-am gândit în acele momente, mă întrebați? Nu știu ce am gândit și o spun cu foarte mare seriozitate. Oricum, nu tot ce am văzut am putut să relatez și acum s-ar putea să fac niște greșeli. Și am să vă spun de ce, sau am să vă exemplific. Da, să povestim despre poze întâi. Deci aici sunt deja primii morți. Este un tip în foarte ciudat, cu o pălărie cam în mijloc, puțin în dreapta imaginii, care stă în picioare acolo și, sigur, am speculat o grămadă de oameni cine e tipul ăsta care e așa de, bărbatul ăsta care e așa de sigur și stă acolo. Dar dacă vedeți bine, în față la Continental nu mai există nimeni, toată lumea, se vede în stânga imagine, au luat-o la fugă, unii spre strada Napoca, alții pe strada Universității, deci unii spre est, unii spre sud, zic și eu ca americanii. În dreapta este o fată cu o haină în caror care s-a pleacă asupra unui rănit sau mort, nu se știe. Dar oamenii dispăruseră. Uitați-vă și în colțul din dreapta este pe acel colț de stradă unde astăzi sunt stâlpi împușcați, da? Acolo nu mai este nimeni. Acolo erau foarte mulți oameni adunați. Nu mai este nimeni. Aș avea o curiozitate. Aceste fotografii au fost vreodată folosite ca probă în instanță în dosarul Revoluției? Da, au fost folosite. Au fost folosite, cel puțin eu le-am dat, acum nu știu cât de tare au fost folosite, dar cred că da. Cred că Victor Lungu știe mai multe, cel care a scris Împușcații când sunt oameni, că el a lucrat împreună la acea carte cu procurorul, doamne cum îl cheamă, care a murit între timp. În sfârșit, și el știe precis mai multe. Aici, în imaginea aceasta, se vede că s-a făcut deja să zicem, o curățenie. Mai sunt câțiva la librăria Universității, care se ascund acolo. Am auzit pe urmă că ar fi vrut să intre în librărie să păzească și ușile erau închise. E posibil și asta, orice e posibil. Pe jos sunt unii care sunt sau răniți sau morți. Dar sunt oricum împușcați. Nu mergea nimeni la ei nici să-i salveze, nici să-i resusciteze. Militare sunt încă acolo. Da, în momentele astea, cred că cum să te duci să-l ajuți? Când vezi că pe ăsta l-a împușcat, îl împușcă și pe tine. Sigur, militarii au fost și speriați, cred că și de asta au tras. Am avut în momentele acelea teorii că o fi tras de la fereastra, nu știu care, de la nu știu care, au fost chiar ideile că s-a tras din Biserica Sfântul Mihai, de acolo de undeva de sus, au fost de niște lunetiști. Pentru un lunetist nu-i departe, dar, mă rog, până la urmă, examenele balistice au confirmat faptul că aceștia au tras soldații și armata a fost cea care a împușcat, nu... Cât ne-ar fi plăcut nouă și cât ne-am fi dorit să fi fost securitatea implicată sau miliția, că față de ea avea mai multă ură, dar nu așa, a fost armata și... Aici cine? Aici sunt unii dintre cei morți, sunt tot, cred că acolo pe jos, nu ăsta dezbrăcatul acela, cred că acela este Călin Nemes și restul sunt soldați care... Probabil se întâmplă, mai vrea cineva ceva sau nu știu ce gândesc ei acolo, dar cred că erau la fel de speriați. Aceleași scene, da, ăla este Călin Nemes probabil acolo jos. Bun, eu eram în față și fotografiam, m-am trecut și eu dincoace de gardul viu, vedeți, acum nu mai este gard viu acolo, și am fotografiat de aici. Erau mulți tântiți pe jos, cred că pe acolo pe undeva este și nevastă mea și fiica mea. Și în imaginea următoare am mai fotografiat aici, în spatele gardului viu. Vedeți, acesta este băiatul cu mătura. Băiatul cu mătura a fost împușcat. Uitați-vă ce speriat să uită, a avut un glonț
în zona inghinală, cu foarte mari șanse a scăpat, nu i-a prins nici artera femorală, nici testiculele, dar era foarte, foarte aproape de toate astea. Da, trăiește și el, soția mea așa spune că a strigat după mine și a zis, mă duc eu să-l chem, doamnă. Și probabil că atunci a fi fost împușcat. A tras atenția asupra lui. A tras atenția, da. Și eu am venit pe om după gard și l-am fotografiat și pe el. Bun, aici e o poză care spune foarte multe. O rănită, cred că este o fată rănită, și sunt alte două fete care vor să ajute. Eu, asta deja era spre centru pieței, aproape de statuie. Erau pe vremuri două alei așa, pe diagonală. Și aș vrea să vă povestesc despre această poză, că aceste două fete vreau să ajute. Era cu o rană abdominală sau așa ceva, avea rănituri. Vreau să o ridice, să o duc undeva. Ce credeți că am zis eu? Că erau, nu știu cum zic, dă-te la o parte, nu vezi că fotografiez. Deci pentru mine, în momentul acela, era mai important să fotografiez decât faptul că aceia ajutau muribundă, putea să fie. Poate nu era deloc grav, era numai o rană. Vedeți ce ușor vorbesc. Dar asta spune ceva totuși. Adrenalina momentului. Da. Asta, așa am gândit să... pentru că îmi doream așa de mult să fotografiez toate astea. N-am avut decât atâta film. De asta m-am retras. Aveam un capăt de film. Filmele aveau pe vremea aceea, așa cum am probabil, 36 de clișee. Făcuserăm, probabil că 12 erau fotografiate și am mai rămas cu 24. 24 de imagini am făcut. N-am mai stat să schimb filmul. Era ceva peste puterile mele. Ce s-a întâmplat mai departe după acest moment al ultimului cadru surprins? Am să vă povestesc, dar vreau să fac o paranteză, că m-ați întrebat cum s-au întâmplat și le-am dat și în ordine și am povestit și spun și o repet, poate că n-am relatat exact. După ce s-a întâmplat asta, nu uit întrebarea noastră, după ce s-a întâmplat toate astea, ne-am urcat în mașină, ne-am dus acasă și asta e o altă poveste și am făcut pozele. Le aveam numerotate, că se vedea pe film, așa, și ne-am dus la, am urcat la vecinii de sud, la familia Borcilă. Deci cele două fete fuseseră acolo, fiica mea a treia, nevastă mea și cu mine cinci. Și părinții, deci familia Borcilă, ne-au întrebat cum a fost. Și noi am început să povestim. Ăla s-a dus și a făcut așa, s-a dus călinile mea și a zis, nu. El s-a dus întâi acolo și pe moment, nu dragă, ăla au fost așa și pe moment... mai vorbești, mă, dar n-am fost acolo, dar și eu am fost acolo. Deci astea erau dialoguri. Cinci persoane diferite care au văzut. Cinci persoane am văzut și nu ne-am înțeles cum. Și între timp s-au uscat pozele, am venit, le-am pus în cameră pe jos, ne-am așezat cu toți în patul labe și ne-am uitat. Da, le-am developat. Păi aveam laborator atunci. Le-am developat în sfârșit, asta e altă poveste. Și ne-am uitat la poze. Zic, asta a fost ordinea. Și ne uitam de ce asta a fost acolo. Da, asta... Mă, ziceți, și am avut impresia că ăsta a fost. Nu, vezi că nu a fost. Deci fiecare în acea emoție, fiecare am văzut altcumva cum s-a întâmplat. Pe fiecare ne-a impresionat probabil altceva și doar pozele ne-au pus în ordine. Și merg mai departe cu povestea asta. Peste luni de zile, când ne-am cunoscut cu Călin Nemeș, nu ne cunoscusem până atunci, și am arătat pozele, zice, mă, fantastic. Eu eram convins că nu știu ce a făcut el și ce a făcut capitanul Dando, dar nu ceea ce este în poze. Deci el avea o altă imagine a ceea ce s-a întâmplat. El care a fost în mijlocul evenimentelor. Da. Ce s-a întâmplat după ce am făcut fotografiile? N-am mai având film. Am strigat adunarea la fetele mele, să le spun așa, cele patru. Și am plecat spre casă și eram ele patru, eu și aparatul de fotografie. Cea mai mare grijă am avut-o de aparatul de fotografie. Asta mi s-a părut pe departe cel mai important lucru. Dus acasă, la laborator, am developat filmul, sigur, cu foarte mari emoții. Dovadă că mi-a trebuit să bag filmul în tank, cred că de 3, 4, 5 ori mai mult timp decât făceam de obicei. Era o operațiune uzuală la mine, fotografiam, eram la vremea aceea cadru didactic universitar și pe lângă asta eram și fotograf ambulant. Aveam cedulă de la finanțe, autorizație, da, plăteam impozit,
Paușal, așa, sau nu știu cum se cheamă. Da, Paușal cred că se cheamă. Și, deci, lucram foarte mult și eram... A durat foarte mult, am făcut 3 rânduri de poze și le-am ascuns în 4 locuri diferite. Filmul într-o parte și, sigur, mă gândeam că mâine vine cineva, îți bate la ușă, îți arată cătușele. Sigur că ne gândeam la așa ceva. Încă nu era 22 la amiază când a fugit dictatorul, nu, cu elicopterul. Parcă atunci am răsuflat și am zis, totuși am trecut hopul. Și le-am ascuns în 3 locuri câte un set de poze și filmul în al 4-lea loc. Mă rog, unul l-am luat cu mine, l-am arătat la familia Borcila, așa, și seara, nu mai știu, ne-am uitat la televizor sau nu, m-am culcat și am dormit, am avut un somn extraordinar de adânc, a doua zi dimineață am auzit, păi tu n-ai auzit, tu s-au tras în Mărăș, că au fost acolo, au fost acolo. Nimic n-am știut. Ciudat, nu? După emoțiile astea, cum am putut să dorm. Și mai ciudat este că am căutat mult, până am găsit pozele unde le-am pus, nu mai mi-aduceam aminte. A făcut parte din acel blackout, probabil, da, de emoție. Probabil, da. Acum, m-ați mai întrebat ceva. A fost reacțiile foarte deosebite. La plecarea din piață ne-am dus până în față la sora unde aveam mașina și am plecat spre Gheorgheni unde locuiam. Sigur, era ora 4 după masă, lumea venea de la serviciu, nu era nebunia de acum la ora 4 în oraș. Dar tot era lume multă și noi strigam, dădusem geamurile jos din mașină, toți 5, și strigam la oameni pe strada Pata, strigam, mergeți în piață că acolo se împușcă oameni. Deci îndemnam pe oameni să meargă acolo. De ce? Nu știu. Așa mi s-a părut nouă că e interesant, că nu e interesant, că ar trebui să facă. Nu știm ce s-a întâmplat. Am auzit pe urmă că au venit salvările, că au luat pe unii, că nu i-au luat pe alții, că au dus pe acolo, că mulți nu au vrut să meargă la spital de frică și așa mai departe. Acum, asta nu le pot povesti decât din citite, nu le știu exact. Nu au fost momente obișnuite, asta este foarte clar. Sigur că da. Dar în urma acestor momente, ce s-a întâmplat mai departe și pentru dumneavoastră, dar și pentru comunitatea Clujului? Așa cum ați menționat deja, în 22 deja oamenii ieșeau pe străzi, au fost... Da. Fuga lui Ceaușescu era deja în jurul orei 12. În jurul 12, da. Așa, revoluționarii de aici, din Cluj, au ocupat județeana de partid, îmi place foarte mult cum se numea acea instituție, județeana de partid, prefectura, apar alte personaje, lideri de opinie care au fost în fruntea celor ieșiți în stradă. Deja era cu totul altă atmosferă în 22. Da, vă pot povesti că în 22 am ieșit și eu în stradă și am fost într-adevăr la județeana de partid. Sigur, județeana de partid era, cum să spun eu, punctul central al puterii partidului, da? Și atunci acolo în ăia vroiai să lovești. Era o ură cumplită în toată lumea și vreau să distrugem tot. Și, într-adevăr, intraseră niște tineri acolo și au început să arunce de pe geam portretele lui Ceaușescu, cărți. Eu nu am fotografiat atunci, încă eram liniștit să nu mai apar. Așa, nici n-am arătat pozele la nimeni. Primul care le-am arătat după 24 de ore, mai bine de 24 de ore, a fost regretatul profesor Nicolae Maier, medicul. Și am intrat și eu pe urmă în județeană când am văzut că zboară și mașini de scris. Am zis, bă, totuși, ăsta n-au nimica cu Partidul Comunist. Și am intrat și să știți că surprinzător, și mie mi se pare surprinzător cât îi, nu știu, aș zice astăzi aproape uram pe acești conducători, am făcut parte din cei câțiva care ne-am opus să fie scos afară din biroul lui secretarul județului, îmi scap acum numele, era din Hunedoara el. Moga. Moga. Care lumea îl vroia afară și l-ar fi linșat în condițiile acelea. L-ar fi linșat pur și simplu. E destul o scânteie, știți cum e psihologia asta a maselor, când așa. Dar pe geam n-au mai zburat mașini de scris, n-au mai zburat tablouri, da. Cu iotura, cărți, da. Drapele cu Partidul Comunist, da. Au spart și la intrare era o placă de pe sticlă, scria județeana de partid auriu pe roșu, aia a fost spartă,
mi-am luat și o bucățică și mi-am dus-o acasă din zidul Berlinului. Nu mai știu dacă mai am. Da, un suvenir. E, și pe urmă au început manifestațiile, lumea a ieșit entuziasmată pe străzi, a venit Doina Cornea, am venit pe scările de la de la Catedrala Ortodoxă, ținut discursul peste discursuri și, sigur, și pe urmă televizorul. Televizorul care mergea una într-una, zi noapte, și să vedem ce s-a mai întâmplat și sigur, astăzi se par puierile toate poveștile de acolo, dar... Din contră, cei care n-au trăit acele vremuri poate nici nu-și imaginează nici contextul, nici atmosfera acelor momente. Revenind puțin la fotografii, am vrut să vă întreb ce ați făcut totuși până la urmă cu ele? Le-ați publicat? Ce ați făcut cu ele? Da, nu, n-am niciun secret aici și pot să povestesc. Le-am publicat. Da, sunt două povești așa. Eu am făcut un album cu 21 de poze care l-am publicat atunci sub, nu știu, patronajul revistei, nu, am scris și eu pe spate că era revista studenților și eram cadru didactic universitar, mă înțelegeam cu ei, povesteam foarte multe, așa, și atunci am făcut acest un tiraj de nu mai știu câte mii de bucăți, probabil, le-am vândut, mi-am plătit impozitul pe ele și am avut niște bănuți. Și, dar în același timp asta este o latură și după 15 ani am mai făcut încă o broșurică. Acolo am mai avut și niște texte, niște comentarii făcute de unii de alții. Cel mai important mie mi se pare al lui Lucea Hosu Longin. Acele le-am vândut și toți banii care am obținut i-am donat clubului Lions din care fac parte și care, mă rog, nu mai știu ce acțiune am făcut, ce proiecte am avut, de proiecte frumoase de ale clubului, cum le avem noi. Așa, asta a fost o filieră. Pe altă filieră, doi studenți de atunci, cred că erau Vasile Luca și Narcis Fechete, au obținut de la fiica mea, se întâlneam pe la Casa de Cultură a Studenților cu ajutoare, vineau deja camioane cu ajutoare, se împărțeau, să mai, așa, și a obținut 7 poze, mititele așa, 9 pe 14, cum le-am făcut eu în prima tură, alb-negru, mai erau și cu un fir de praf, un fir de păr care nu era curățat la timp de pe hârtie, în sfârșit. Și ei au plecat cu aceste poze în Franța. Așa, între timp eu am filmul meu, l-am trimis în Germania, fratele meu trăia acolo, fratele meu s-a dus la Bild, s-a dus la Stern, unii au zis, nu mă interesează, dar pentru o băseară noastră le-au făcut 21 de poze frumoase, 18 pe 24, da? Asta înseamnă un A4 și au zis, Herota, bitte, danke schön, kein interese. Nu trebuie să traduc așa, e? Așa, ceilalți au spus, ia, bitte, eu da 50 de mărci pentru o băseară noastră, nu ne interesează. Acești doi băieți însă ajung la Paris și întâlnesc un domn, îmi scapă numele, proprietarul unei agenții, eu nu știam atunci, mă gândeam că dacă dau poze, trebuie să pun la Stern sau la așa. Am fost și la Făclia, dar aici am spus să nu le publice și nici n-a vrut redactorul șef. Așa, asta e poveste mai puțin importantă. Și ei s-au dus la Imapres. Imapres era o agenție de publicitate, se numește, cred că așa, da? În Paris, în anii 90, avea un proprietarul, era un tip la vreo 60 de ani, foarte bogat, era și primar undeva într-un sat din Pirinei și el vinea în fiecare săptămână cu avionul lui din Pirinei la Paris și își făcea treaba aici, așa. Și i l-au vândut lui. Au făcut un contract, i-au dat toate drepturile. Mai mult, au semnat cu numele lor, au spus clar că sunt pozele lor, l-au tot strâns cu ușa pe asta ca să semneze contractul, s-au cerut negativele, ăștia n-aveau negativele, erau la mine și uite așa au fost vândute, vină, n-au avut un contract și am ajuns eu pe filieră. Dar pozele au fost totuși publicate și dacă vă uitați într-un Paris Match de atunci, o să vedeți că sunt fotografii făcute de Vasile Luca și Narcis Fechete, doi studenți revoluționari. La vremea aceea, pe urmă când am intrat eu pe fir și am vorbit cu proprietarul de la Imapres, el mi-a spus, zice, tu ai până acum cele mai multe duble într-un număr de revistă. Deci erau 7 pagini duble cu cele 7 poze, iar una dintre ele era și pe copertă, pe
couverture și asta, să ai o poză pe couverture, e un lucru foarte frumos în Franța. Și la noi, vă spun. Da, dar vreau să vă spun că atunci reclama era așa, înainte de a apărea revista cu vreo, nu știu, câteva zile, o săptămână, poate se făceau afișe cu poza de pe couverture, niște afișe, cred că A, nu A0, poate A1, și care erau peste tot, în metrouri, pe străzi, deci era plin Parisul de, poate și alte orașe, cu această poză. Bun. Și n-au avut încotro, până la urmă am intrat eu pe fir, m-am dus la Paris, greu am ajuns, că nu puteam să obțin viză, adică puteam să ies din țară, dar aveam viză, m-am dus până ca să obțin viza de Franța, a trebuit să mă duc, așa era drumul cel mai scurt, să iei viză de la ambasada franceză din Berlin. Și atunci cu trenul, hodoronc-tronc și tronca-tronca până la Berlin, depus actele, tronca-tronca înapoi, după 10 zile iarăși tronca-tronca, du-te până acolo. Deci nu știu românii aceste greutăți a ieșirii din țară. Și am luat viza. Și pe urmă, fratele meu din Germania a venit să mă iei cu mașina din Berlin și acolo am avut ceva probleme, că încă erau granițe între Berlinul de est și de vest, treceai, dar tot îți controlau pașapoarte, dar cumva, așa mai la negru, mai la puțin, m-am dus până în Franța, la Paris. În sfârșit am semnat contractul cu acest domn și domnul ăsta s-a uitat la mine și a zis, monsieur, dar mă rog, să zicem noi așa, că în contextul nu mai vine, mă. Și dacă tu veneai cu pozele astea la mine între Crăciun și Anul Nou, timp în care filmul a fost în Germania, la frații mei și umblat de acolo până acolo, zice, eu făceam afacerea vieții mele. Așa mulți bani ar fi luat pe aceste, contractul era jumate lua el și jumate din casă luam eu, n-aveam cum să le controlez în sfârșit. Și zice, eu făceam cea mai mare afacere, dar asta, comparând cu bogăția care o avea, sigur că era o afacere uriașă. Da, așa a apărut în 26 ianuarie, deja era, ca orice minune ține 3 zile, deja se fusese Revoluția Română. Oricum, multe zile a stat povestea Revoluției Române pe primele pagini, tocmai pentru faptul că pe vremea aceea nu exista internetul. Da. Circulația informațiilor era cu totul alta. Eu oricum vă mulțumesc foarte mult că ne-a spus această poveste a fotografiilor, cap-coadă, așa cum vă aduceți aminte, pentru că cei care n-au prins acele momente, poate unii dintre cei care ne privesc acum nici măcar nu erau născuți în perioada aceea, aș dori să înțeleagă totuși măcar o frântură din ce s-a întâmplat în 21 decembrie 1989 aici, în Cluj-Napoca. Și datorită acestor fotografii ale dumneavoastră, vor putea de acum încolo oricând să le poată vedea. Da, fotografiile vor apărea acum într-un album intitulat Martor Ocular și care, a cărui lansare este astăzi la, mă rog, ce astăzi? Miercuri. Miercuri la ora 18, miercuri 19 decembrie la ora 18. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc. Aceasta a fost ediția specială a România Via Cluj, dedicată zilei de 21 decembrie 1989.